Da, am fost la Colegiul Tehnic pentru Poni și am discutat cu toți cei implicați, adică cu conducerea școlii, cu elevii și profesorii care s-au ocupat de organizare. M-am făcut constatări mai mult din ceea ce au spus ei. Au vizionat tot programul, nu și-au dat seama, nu au auzit exact cuvintele în cele 10 secunde în care melodia n-ar fi fost chiar la locul ei. Oricum, formația care a prezentat programul, cu acel program am înțeles că au luat premii la concursuri naționale și internaționale, deci pare că nimeni n-a sesizat că acea melodie nu este în regulă. Am făcut o informare către Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar cu cele constatații și urmează Consiliul de Administrație să ia măsuri în acest caz. Când va avea loc Consiliul de Administrație? Asta nu știu exact. Oricum, Consiliul de Administrație la Inspectoratul Școlar sunt destul de dese, dacă nu va fi săptămâna viitoare, atunci în următoarea, cu siguranță. Pe de altă parte, am înțeles că acest lucru nici nu putea fi sezizat de profesoarele care au organizat, întrucât aceștia nu erau cunoscătoare și vorbitoarele limbii engleze, plus că acea parte, acel mic fragment, cele câteva secunde, erau într-un limbaj argotic, deci foarte greu de cunoscut. Exact. Exact, iar nici cei care au participat la balul bobocilor nu au sesizat. Eu am stat de vorbă și cu profesori care au fost în sală și nu și-au dat seama de cuvinte, chiar cei cunoscători de limba engleză, pentru că fragmentul este foarte mic, în sală era gălăgie, nu sesizez chiar toate cuvintele pe un fragment de 10 secunde, exact toate cuvintele dintr-o melodie. După aia eu am vizionat și eu partea aceea și am văzut, nu era vorba de mișcări lascive care să sugereze. Organizatorii și conducerea școlii, înainte de balul bobocilor, au văzut fragmentul cu fetele care dansează și același lucru au zis și ele. Păi nu și-au dat seama de cuvinte. Ele au stat, au văzut că fetele, bine, sunt și niște fete de gimnaziu, deci clar că în dansul lor nici profesorul care le îndrumă nu ar fi pus nu știu ce mișcări care să nu fie la locul lor. E niște copii mici. Nimeni nu și-a dat seama de cuvinte pentru că nici dansul, nici altceva nu îl dădea de înțeles că n-ar fi ceva în regulă. Înseamnă că dumneavoastră sugerați că jurnaliștii care au abordat subiectul ăsta au fost ușor tendențioși sau mai ceva mai tendențioși decât ar fi trebuit? Acum nu știu ce să zic exact. Probabil că lucrurile în altă parte Pe fondul celor întâmplate la Cluj-Napoca s-a căutat și în județ să se aducă, cum spunem exact, noi jurnaliștii, subiectul și atunci s-a căutat senzaționalul. Cel puțin exact, asta e... Și programul respectiv înțeleg că a fost